Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. Programul cu baza de date, aplicația este aproape gata. Spun aproape gata pentru că acum mai rămâne numai de introdus informațiile în baza de date. Am să vă explic imediat. Acesta este beta version. Beta version spun pentru că, bineînțeles, o să mai fac mici modificări, poate la design, am să mai introduc chestii noi ce o să vă ușureze mult munca dacă căutați ceva anume sau știu căutați un articol ce a fost publicat într-o revistă și așa mai departe aplicația o găsiți la electronics-stories.com am să vă las link în descriere pagina este în engleză, română și în germană aici sus puteți să schimbați limba Prima pagină este sunt doar câteva poze și câteva cuvinte despre mine, deci am făcut această pagină, o mică introducere, am să mai modific eu pe parcurs. Am să realizez și o pagină cu cei care m-au ajutat la, la, realizarea acestei baze de date, dar bineînțeles mai am mult de lucru, mai am nevoie de ajutor. Am să vă arăt imediat cum mă puteți ajuta. Bun, ca să ajungeți pe această pagină, dați click pe linkul din descriere, o să trebuiască să vă faceți un cont, nume și un e-mail, iar după aceasta veți avea acces în baza de date. Baza de date, o, o să vă apară aici sus acest link, baza de date, dați un click acolo, aici există un mic text, Programul, bineînțeles, pagina și toate informațiile să le ofer gratuit, dar cine vrea să sprijine acest proiect poate dona cu Patreon sau cu Paypal ceva pentru a susține acest proiect. Bineînțeles, proiectul îl voi îmbunătăți pe parcurs, voi introduce tot timpul informații noi preluate din reviste, din cărți, din toată documentația asta tehnică, în special pentru, pentru electroniști, electricieni, și așa mai departe. După asta puteți să mergeți direct aici în baza de date, mai dați un click pe baza de date, iar așa arată, este un tabel, în prima coloană avem un articol, în a doua coloană este revista sau cartea unde a fost publicat acest articol, anul, luna, categoria, pagina, la ce pagină, în ce limbă și care este autorul. Iar aici sus, aici în dreapta mai sunt, mai, mai există un buton info, puteți să dați click și mai, vă mai apare încă o dată acele informații plus găsiți aici încă un nou text, info, aici găsiți revista și aici puteți să downloadați revista, da? aceste butoane Edit și Delete nu o să vă apară vouă, astea apar numai mie. Cum funcționează? De exemplu, eu știu că căutați, aveți să spunem că avem un referat de făcut la școală sau la facultate, eu știu, despre redresor și aveți nevoie de, de informații, un pic de sursă de inspirație, da? Căutați să spunem redresor, da? Și găsim aceste Euh, articole publicate în revista Technium în 2006 despre redresor. Bineînțeles, bine, bine, acum n-am introdus toate revistele, sunt doar că, vreo, 3 ani, cred că introduși sau 4, să mă uit imediat: 2006, 2005, 96 și 97, cred că în fine. Eu știu sau, de exemplu, căutați un articol scris de un anumit au, autor. Scrieți numărul, numele au, au, autorului, de exemplu, cifru electronic, Neacșu Petruș. Technium 96, primul număr, dați click aici, aici găsiți link unde puteți să downloadați revista. Da? Uh, deci o să vă ușureze mult lucru, nu o să trebuiască să căutați prin reviste, să le luați la răsfoit, pur și simplu căutați ce, ce aveți de nevoie. Da? Bineînțeles, pe parcurs voi introduce toate revistele de electronică pe care le-am la dispoziție, în limba germană, franceză, italiană, engleză și așa mai departe. O să fie o, o bază de date imensă, imensă. Aici, în, în stânga există acest buton, puteți să setați câte articole vor fi afișate pe pagină. Standard sunt 15 și dacă vreți să mergeți mai departe, dați click pe acest buton și mergeți mai departe până se termine. Dacă vreți să vedeți, eu știu, mai multe articole pe pagină, puteți să setați 30, 50 sau dacă vreți să le vedeți pe toate, click pe All și acestea sunt toate articolele apărute în aceste reviste. Am în total introduse până acum uh, 602 de articole, deci mai am mult de lucru. Aceste butoane apar numai mie, așa, deci vouă nu o să vă apară așa ceva aici, uh, o să vă apară numai exact ce vedeți aici, tabelul și cu acest uh, headline. Sau stai să vă arată. Um. aici am un cont de termen, baza de date acesta este un cont de autor stai să facem ceva aici user management să spunem autor este user acum, bun, așa, da, așa o să vă apare exact cu ce vedeți voi aici. Există acest headline și un, un simplu tabel și aici puteți să căutați ce doriți voi, de exemplu amplificator și găsiți tot ce are cu amplificator, da, sau știu căutați un circuit integrat, TDA 7294. Da? Și găsiți aici câteva articole cu tda 7294 și așa mai departe. Da? Este simplu de utilizat și sunt sigur că o să vă ajute pe mulți să, când căutați ceva să găsiți rapid. Da? În plus am mai introdus aici termeni tehnici, aici va fi un dicționar, deocamdată nu am introdus niciun, niciun cuvânt în dicționar, dar urmează, pentru că am să introduc și cuvinte și reviste în limba germană, engleză, franceză și așa mai departe, am să introduc aici un dicționar pentru termeni tehnici, da? De exemplu, știu cum să spune curent sau tensiune în engleză, franceză, germană, italiană și așa mai departe. Deocamdată n-am introdus nimic, dar pe parcurs am să, am să introduc, da? Um, și bineînțeles, pe parcurs voi mai introduce și alte, eu știu, mici programe pentru electronici. De da? exemplu, un calculator pentru codul culorilor sau uh, pentru legea lui Om sau eu știu, multe, multe chestii uh, care o să vă ușureze treaba. da? Deocamdată există baza de date. Zilele astea am să mai introduc aici termeni tehnici în, ba, în acest dicționar. Uh, și cam atât, cam atât. Acum cine vrea să mă ajute am nevoie de foarte mult ajutor pentru că am vreau să introduc mult mai mult, mult mai mult deci am foarte multe reviste. Pot să ofer cont de autor la cei ce vor să mă ajute să introducă direct date aici pe pagină. Am să vă explic exact cum funcționează. Pentru că până acum am, am lucrat cu aceste tabele în Excel, am observat că e un pic cam greoi cu Excel-ul, așa că m-am gândit să fac un fel de cont de autor în aplicație, iar autorul are, are posibilitatea să introducă direct în aplicație datele. Da? Și funcționează în felul următor. De exemplu, autorul va vedea acest buton, aici unde scrie creează articol. Dai click pe el și scrie aici uh, numele articolului, alegi revista, uh, alegi categoria în care apa, de care aparține, articolul, anul de apariție, numărul revistei, pagină, limbă, autor, cuvânt cheie și la informații trecem link-ul sau poate să scriem ceva. Uh, în fine, trecem linkul de unde se poate descărca revista. Da? Uh, autorul poate de asemenea să creeze re, uh, noi reviste, de exemplu, vedeți aici, în baza de date, dacă creez un articol nou, aici sunt întrebat ce fel de revistă, acum este numai revista Technium, dar dacă mă duc la reviste cărți, o să merg aici și să introduc revista Technium International. Technium Internațional. Iar acum am două reviste în baza de date, iar dacă merg din nou la baza de date și creez un articol, acum pot să aleg între Technium și Technium Internațional. Da? La fel am și pentru categorii, Categoriile le-am definit deja, dar dacă eu știu, poate mai introducem o categorie nouă, știu de exemplu Arduino, putem să introducem o categorie nouă, da? Același lucru. Deci este foarte simplu, așa că cine mă ajută este rugat să mă contacteze pe mail și am să îi ofer un cont de, de autor aici pe pagină, iar sper să, să, meargă totul super, da? Să introduc toată documentația care o am. Așa o să găsiți tot timpul rapid și ușor ce aveți nevoie, da? Aveți, aveți nevoie de informație pentru școală, pentru servici, pentru orice, da? O să găsiți aici. Bineînțeles, acest dicționar de termeni tehnici va fi foarte util. Deoarece am să public foarte multă documentație în altă limbă, iar Google Translator de obicei o face mici greșeli la, la traducerea termenilor tehnici, de aceea am să încerc să introduc aici termeni tehnici pentru uh, toate limbile care le vedeți voi aici. Da? Acum este numai engleză, franceză, germană, italiană, română și spaniolă. Uh, Acum, dacă mai e nevoie de o limbă, putem să mai introduc o limbă, dar, în fine, engleză, franceză și germană sunt cam principalele, Na, și italiană, uh, și uh, sper să funcționeze ok. La, la, la fel, autorul poate avea, poate introduce cuvinte în, în, în dicționar, eu știu, Termenul în engleză, termenul în franceză, în germană, italiană, spaniolă și așa mai departe. Dacă nu știi în, rom în spaniolă, de exemplu, poți să-l lași gol și introduci numai în engleză, franceză și germană. Și cam atât. cam atât. Baza de date. termen tehnici, baza de date aici. Aici sunt revistele, după cum am spus, pe parcurs voi mai îmbunătăți acest, acest sistem, de exemplu, voi mai introduce anumite moduri de a sorta, informațiile de aici. De exemplu, acum puteți să sortați după an, de exemplu, dați click aici unde scrie AN și ne arată întâi în ordine crescătoare 96, 97, 98 și așa mai departe, da? Deci, de exemplu, un după an, 96, 97, 99, 98 nu-l am, 2003. În fine, ați înțeles, da, puteți să da, sau dați click aici pe lună sau pe categorie. De exemplu, dacă dați click pe categorie, o să înceapă prima dată cu audio, video, foto și așa mai departe, da. Este este foarte, foarte simplu și practic. Autorii sunt rugați dacă văd vreo greșeală gramaticală. De exemplu, sunt, nu ne apară greșeală gramaticală, câteodată acest, sunt litere care nu sunt, nu sunt, să vedem, găsim o, nu sunt corect prezentate în program. Literele noastre de obicei „c” ș, „programul nu le-a copiat ok din excel. Mai ce este ok. În fine. La fel, poți să mergi pe articol, iar aici există posibilitatea să editezi articolul. Acest delete buton o să apară numai mie, iar edit o să apară numai la autor. De exemplu, poți să faci o mică corecție. Eu știu să introduci ceva la informații, să spui, bă, vezi că cablajul de la pagina 6 poți să-l găsești, uite aici, să-l la eu știu. În fine. Cam asta a fost, da? Vă las link în descriere, faceți-vă cont. După uh, cum am spus, uh, site-ul este în engleză, uh, engleză, germană și română. Uh, trebuie să vă duceți la register aici, vă faceți un cont, introduceți un nume, o mail, parolă și așa mai departe, da? Și cam asta e, da? În fine, sper să vă placă, aștept comentariile voastre și uh, cine vrea să mă ajute, uh, este rugat să mă contacteze pe mail, da? Mail îl găsiți aici jos, contact, info, electronic club, da? Uh, apropo, ca să nu uit, uh, să vă explic câteva de, câte ceva despre modul de căutare. Aici în căsuța de căutare este de ajuns să introduceți câteva litere din cuvântul pe care îl căutați voi, da? Și va funcționa imediat. Adică nu se va încărca pagina încă o dată, ce funcționează căutarea realizată cu JavaScript. Deci nu există un buton unde să dai click caută, pur și simplu introduci în căsuța de căutare ceva și programul caută automat. De exemplu, r Re -sor. Da? Am scris, de exemplu, numai redreso și deja mi-a găsit uh, câteva articole care încep cu acești termeni. Da? Redresoare, multiplicatoare, bla, 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 uh, Dacă scriu redresare cu A, atunci găsește altceva. Deci, pur și simplu, uh, introduceți introduce numai câteva litere din termenul de căutare și programul va, va, va livra